Da, da. Pornim la treabă, da? Sună cum? Era vorba de modul din X plus 1. Darius, iată cum o să facem. Că se face microfonie, nu pot, nu, eu nu pot face așa. S-aude și prin cameră, prin televiziune și s-aude vocea la tine. Așa. Și atunci facem în felul următor. Eu se închid, lucrez și dacă tu nu înțelegi ceva, atunci mă suni tu și stăm de vorbă. Așa, numai că nu auzi ce scriu eu. Da. Adică, o să auzi vorba mea prin telefon, la ureche, având-l tu la telefon. Da. Bine. Așadar, pornim, dragilor. Suntem, intrăm în direct. De fapt, suntem în direct. Și camera înregistrează. Filmulețul ăsta, dar o să-l pun și pe internet. Este prima dată când fac filmul și la telefon, tu aflându-te unde e Constanța, parcă, dacă mai amintesc eu bine. Da, adevărat. Așa. Deci, Darius, hai să pornim la treabă. Deci e vorba de ecuații cu 10 moduli, nu? Da. Și vorba de rezolvarea ecuației și este în cine? În Z sau în cine să facem? În Z, da. Așa mi-ai spus, parcă, în Z. Nu, nu mai țin minte foarte bine. Nu, în Q, mă, în Q. În Q? Ia vezi acolo, nu? Așa ai spus, să se rezolve ecuația în Q. S-ar putea să-l eu zic că era în Z. Mai uite-te odată. În Q. Da. Așa, în Q. Deci, Darius, de unde ești tu? Darius din Constanța, da? Da. Din Constanța. Uite, Darius, este un exercițiu interesant ăsta. Nu e în clasic, să zic așa. Adică nu e un model clasic de exercițiu. Tu l-ai găsit prin gazetă, mi-ai spus, nu? Da. Așa. Ce reacție ai avut tu? Că știi, tot timpul asta e discuția noastră. Cum te-ai gândit tu? Ce ai vrut să faci tu la exercițiul ăsta? Deci modul din A plus modul din B e mai mare egal decât modul din A plus B. Așa se mai numește și inegalitatea triunghiului. Adică
Vezi tu suma două laturi, A și B, în modul, da, înseamnă la lungimea lor ne referim, e totdeauna mai mare decât a treia. E vectorial, o chestie o să înțelegi foarte ușor, este simplu de dovedit. Dacă iei pe rând variantele lui A și B, adică ori amândouă pozitive și atunci e egalitate, ori amândouă negative și egalitate. Iar când unul e negativ și altul pozitiv, devine inegalitatea strictă. Așa se poate dovedi că această inegalitate este corectă. Deci suma modulilor e mai mare egal decât modulul sumei, sau invers, modulul sumei mai egal decât suma modulilor. Și legătura, și cum m-ai gândit? Aha, bun. Deci x plus 1 plus x plus 2 plus puncte puncte plus x plus 10, așa ai gândit, mai mic egal, ar fi mai mic egal, nu? Da, mai mic egal decât suma modulilor tuturor, care înseamnă modul din primul, x plus 1, plus modul din al doilea, x plus 2, plus și mai departe, plus modul din x plus 10, și care e egal cu 4x, când vine 4x minus 10 aici, nu? Da. Ei, și în clipa asta, făcând calculul în interior, tu ai zis modul din 10x plus 1 plus 2 plus 3 plus 10, cât faci oare? 1 plus 2 plus 3 plus 10, e suma aceea clasică, primul plus ultimul, 1 plus 10, ori câți termeni sunt ei, ori 10, e supra 2, nu? Adică 55 este. Deci 10x plus 55 să fie în modul mai mic egal decât egal 4x plus 4x minus 10, nu? Da, 4x minus 10. Și acum aici, practic, egalitatea aceea s-a transformat acum într-o inegalitate. Și dacă noi arătăm că ea este strictă tot timpul, probabil că nu vom avea șanse de egalitate, nicio clipă. Nu? Cam așa ar fi. Pentru că noi aveam nevoie de egalitate, ar trebui așa să fie egalitate. 10x plus 55, că noi nu am avut cu strictă inegalitate, ci cu egalitate. Deci, la moduli spuneam mai devreme, că modul din A plus B e mai mic egal decât modul de A plus modul din B și este egalitate când sunt toți pozitivi sau toți negativi. Cum tu ai aplicat o inegalitate aceasta, nu vrei să se întâmple să fie cu strict inegalitate, că atunci niciodată relația asta nu va mai fi adevărată. Ci vrei să fie cu egal aici. Că dacă la inegalitatea respectivă am cu egal, fii atent aici, dacă am cu egal, cum asta era egal cu asta la altă, înseamnă că ai dus relația într-una echivalentă cu ea. Nu? Deci, practic, acum, pentru tine, te interesează să vezi cum rezolvi ecuația 10x plus 55, 10x plus 55, să fie egal cu 4x minus 10, ca să fie, da? 4x minus 10, să fie povestea asta pe limbajul nostru, pe dorința noastră, pe cei ce ne propunem să facem aici. Și din clipa asta, ce ai gândit? No, dar modul trebuie să fie. Atenție, modul în stânga. Deci era modul din 10x plus 55 egal cu 4x minus 10, care se traduce cum? Se traduce în 10x plus 55 egal odată cu Darius cu 4x minus 10, sau, foarte bine, o altă variantă, egal cu minus pe lângă 4x minus 10. Deci sunt două posibilități, da? 10x plus 55 egal cu 4x minus 10 sau 10x plus 55 egal cu minus 4x minus 10. Minus pe lângă. Vezi cum am scris eu pe tablă, da? Minus, paranteză, 4x minus 10. Și din prima, ce ar rezulta? Și la prima, deci 10x minus 4x ar urma să fie ce acolo? 6x. Minus 55, minus 65, ai zis bine. Minus
minus 65 egal, da? Egal cu minus 65. Da, egal cu minus 65. Așa. De unde x ar fi egal cu? X egal cu minus 65/6. Minus 65 supra 6. X egal cu minus 65 pe 6. Asta ar fi soluția sau? Sau, e aici. Sau, altă variantă. 10 așa, adică 14x, așa ar veni? Da, 14x egal cu 10 minus 55 minus 45. Adică x egal cu cine? X egal cu minus 45 supra 45. Minus 45 supra, cât? Minus 45 supra 14. Bun. Acum, tu sesizezi că se poate strecura o eroare în tot raționamentul nostru? Deci există pericolul unei erori pentru că practic egalitatea aceea, inegalitatea medii, asta modulilor, acolo modulul sumii mai mic decât suma modulilor, ca să o transformăm în egalitate, toate valorile acele x plus 1, x plus 2, x plus 3 și x plus 10 trebuie să fie fie numai pozitive, fie numai negative. Deci nu mai ea devine inegalitate când simultan se întâmplă asta. Toate pozitive sau toate negative. Inegalitatea devine egalitate. Și atunci este un lucru care e posibil să fie strecurat ca și greșeală. Și ca să ne convingem, ne ducem cu 65 pe 6 și dacă verifică, e bine, am dat peste soluții. Dacă nu verifică, na, e prost. Ceva s-a întâmplat în raționamentul nostru. Deci o să locuim pe x cu cine? Cu... Ce? Să locuim pe x, să verificăm dacă x egal cu... Da, deci... Da, x egal cu cât am spus? Cu minus 65 pe... 65 pe 6. Dacă verifică. Verifică? Adică, na, o acceptăm dacă ea este soluție sau nu. Și atunci vine modul din cât? Modul din... Adică minus 65 plus 6. Minus 65 plus 6. Cât face? Minus 65 plus 6, să scriu sus și eu, supra 6, nu? Modul. Plus modul din minus 65 plus 12. Nu așa vine? Minus 65 supra 6. Plus modul din minus 65 plus 18 supra 6 plus rămâne de parte plus modul din în final modul din minus 65 plus avem 6 ori 10 60. Da? Plus 60 totul supra 6 egal cu 4 ori 4 ori minus 65. Da? Minus 65 supra 6 și minus 10. Minus 10. Și ar veni minus... E, gata, modulele ăștia adunați toți sunt niște numere pozitive, nu? Da. Da. A, deci ar veni modul din minus 59/6, adică 59/6. Deci 59/6, e clar că sunt numere pozitive, nu că albă, capitul. Și în dreapta ce am aici? Egal cu, dacă observi în dreapta, se simplifică printr-un 2, minus 65 supra ori 2. Oricum e număr negativ în dreapta. Da. Și cum o să fie un număr pozitiv egal cu un număr negativ? Da, e o prostie, nu se poate așa ceva. Deci nu se poate. Stai, dar poate din chestia asta chiar am învățat ceva. Adică o observație putem face. Fie fă-o tu. Ia vezi tu aici ce șmecherii trebuie să observi. Când ne-am apucat de treabă în virtutea ideii pe care tu ai propus-o.
Zic, noi ne-am apucat de treabă în virtutea ideii pe care ai propus-o, dar când am dus-o și am încercat verificarea, vezi că se întâmplă un lucru spectaculos de clar. În partea stângă e un număr pozitiv, că e o sumă de moduli, și în partea dreapta, păi ca să fie egalitate, mai stai o secundă, ca să fie egalitate ar trebui ca ce în dreapta să fie număr pozitiv. Nu x-ul, nu, 4x minus 10 e egal. Da, și 4x ar trebui să fie mai mare decât 10. Nu-i așa? E perfectă ideea, perfectă, asta trebuie să și atacăm. Deci noi ne-am, eu am preluat ideea ta că... x ar trebui să fie mai mare decât 2,5. Păi asta ar fi x mai mare decât 2,5. Băi, fii atent acum, începe un moment foarte tare pentru exercițiu. Deci nu are rost să cercetăm noi undeva într-altă zonă decât toți întregi de la 2 pe 5 încolo. 2,5 încolo. Adică să fie 3, 4, 5, 6 și așa mai departe, nu? Da. Știi că ce m-am mai gândit? Zim. Știi că un motor poate să fie... Sigur. Dar numărul din motor poate să fie și negativ și pozitiv. Sigur că da. Deci, am gândit într-o fel că se scrie din nou același lucru, adică modul de x, nu știu dacă se inversează termenele. Să pun primul pozitiv, al doilea negativ. Dar tu mă duci într-o zonă destul de complicată. Adică tu vrei să încerci acum că modul din te gândești așa la următorul lucru, modul din minus 2 este egal cu 2 și modul din 5 face 5. Asta spui tu, da? Și vrei să-i alternezi. Pe unii se spui negativ, pe alții pozitiv. Atunci când explicitezi modulul, tu spui așa, modul din x plus 2 bunoare egal cu x plus 2 dacă x plus 2 e pozitiv, nu? Mai mare egal decât 0 și egal cu minus x minus 2 dacă acest x plus 2 e negativ. Asta am propus tu acum. Da? Dar să știi că mă duci într-o zonă, muncim iar foarte mult. Probabil că trebuie să ne concentrăm pe altceva acum. Părăsim prea repede observația. Deci părăsim prea repede observația pe care am obținut-o foarte tare, foarte importantă, aceea că în partea stângă am numai numere pozitive, toată expresia e un număr pozitiv. Da. Iar în dreapta, din nevoia de a visa spre o egalitate, trebuie să cer și în dreapta tot pozitiv. Adică 4x minus 10 mai mare ca 0, ceea ce mă duce la x mai mare decât, așa cum am vorbit, mai mare decât 5 pe 2, 2,5. 2,5, adică de la 3 încolo. Deci, cerem asta. Să vedem poate mai bine. Merită să zăbovim un pic, să exploatăm acest lucru. Măi, Darius, că nu degeaba ne-am agățat, am prins ideea și nu, trebuie să exploatăm până la capăt. Înțelegi? Da. Este important asta. Așa că, îți propun acum să insistăm pe idei. Și anume, din, zicem așa, modul din x plus 1, plus modul din x plus 2, plus și mai departe, plus modul din x plus 10, e mai mare egal decât 0. Da? Membru stâng, hai să spunem, al egalităților acestea. Iar membru drept, care e nu altul decât 4x minus 10, trebuie să fie și el mai mare decât 0. Da? Mai mare egal decât 0. 4x. Așa? X mai mare egal decât 5 pe 2, cum X aparține lui Z, deci urmărim X și care aparțin de la cine? De la 3 încolo. Deci aparțin X și aparțin intervalului, hai să zicem așa, de la 3 la plus infinit. Mai precis 3, 4, 5, trașe X și din Z, să nu uităm nicio clipă. Deci căutăm soluții în mulțimea. X aparține de la lui 3, lui 4, lui 5 și mai departe. Aici căutăm soluția. Și încercăm acum să vedem ce se întâmplă când luăm cu 3, când luăm cu 4, când luăm cu 5.
hai să vedem așa, poate mai vedem încă ceva interesant, vezi? Da. Hai să zicem. Pentru x egal cu 3, ce devine relația? Deci, x egal cu 3, rezultă că a 4 plus 5 plus 6 plus puncte, puncte plus 100, nu 100, nu 100, 100, nu 100, că am zis noi 3 și cu 10, 13. Deci 4 plus 5 plus 6 plus puncte, puncte plus 13, nu așa? Ultimul modul. 13 să fie egal cu cine? Cu 4 ori. Așa, 4 ori 3, minus 10. Păi da, ultimul modul este x plus 10, nu? Da. Și l-am locuit pe x ăsta cu 3. 3 și cu 10 e 13. Să fie așa, fie cum spui tu, fie, noi știm să facem suma asta. Scădem din 13 pe 4, da? Deci bine, ca să avem cât, știm câți termeni sunt, sunt totdeauna 10. Deci adunăm pe 4 plus 13, primul plus ultimul, ori cât sunt ei, ori 10, supra 2. Asta e suma. 4 plus 13, ori 10, supra 2. Deci supra 2? Păi, e suma lui Gauss, mă. Oricât numărul lor, corect, nu? Că sunt consecutivi. Sunt consecutivi, nu sărim. Consecutive, da? Și dai 2. Ceea ce ar însemna că e fals. 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 Nu-i bun. Hai să mergem cu 4. Pentru x egal cu 4, ce devine egal cu 4, rezultă că 5 plus 6 plus 7 plus 14 deci e egal cu 5 plus 14 egal cu 5 plus 14 ca sumă, da, ori 10 10 supra 2 egal cu 19 ori 5 19 ori 5, nu? 4 ori 4, 5, 10, 7, 4, 6. Deci nu e adevărat, tot fals este, da? 4 ori 4, minus 10, fals. Mergem mai departe. Hai să vedem altă, pentru x egal cu 5. X egal cu 5, rezultă că 21, 21 ori 5. Că e ori 10 pe 2, ori 5. 21 ori 5. Nu 21, mă. 5 pe 2. Deci 21 ori 5, care face 5 ori 5 ori 10, 105. Și care e diferit de, de cât? De 5... 10. Tot fals. Hai să dăm să rim deodată la x egal cu... x egal cu 10. Cu 10. Cu 10? Da. X egal cu 10, rezultă că... 11 plus 12 plus 20 plus 20 egal cu... Deci cât am pus aici? 31 ori 5, 31 ori 5, egal cu 155, care e diferit de 10 ori 4, 10, 10, care e diferit de 30. Da, deci diferit de 30. Hai să dăm 20, poate ne ducem. Vedeți, vezi, în stânga face de ordine sutelor și de 4 ori cât să facă de ordinul sutelor. 4 ori 20, 4 ori 30, 4 ori 3, 12, 50, hai să zicem, 4 ori 5, 200. Ia să-i dăm x egal cu, cu cât am? Cu 50, da? Cu 50, da, da.
noi luăm multe puncte, plus 51, 101 ori 5? Nu, e 111. 111 ori 5 egal cu 550, care e diferit de 50 ori 200, 220, 190. Deci tot în urmă rămâne, nu? Suma asta tot în urmă rămâne. Ideea ar fi așa. Să adunăm numerele x plus 1 plus x plus 2 plus x plus 3 plus și mai departe x plus 10 și să fie egal cu 4x, că așa s-a întâmplat în tot jocul nostru de până acum, nu? Când am locuit pe x, am locuit... Așa, minus 10, nu? Echivalent cu 10x, ar fi 10x. Supra 2. 10 ori 11 supra 2 plus 55, ca să nu mai pierdem timp, plus 55 să fie 4x minus 55 egal cu 4x minus 10. x minus 4x 6x să fie egal cu minus 65. Deci x egal cu minus 65 supra 6. Deci x egal cu minus 65 pe 6, dar noi în tot ce am făcut acolo, am mers cu x și din z, nu așa? Da. Și ce x mi-a ieșit mie? Deci, când am rezolvat ecuația asta, am observat un lucru. Că membru stâng, am zis că e pozitiv, trebuia și membru drept să fie pozitiv, dar am cerut x și trebuia să fie la 5 pe 2 încolo, nu? Ei, de la 5 pe 2 încolo, iată că facem o mică greșeală, că nu, am spus că x și sunt din z, dar nu din z trebuia să fie, x și din q. Te amintești, da? X și din q. Și în momentul în care mă întorc, x și nu trebuie să-i dau valori din q, ci de unde trebuia să, din z? Trebuia să încep cu x și de la 5 pe 2 încolo. La plus infinit. Adică poate să fie orice fracție. Când Q trebuie să rezolve ecuația. Da. Ei, bine, atunci n-a fost corect când am dat x valorile 3, 4, 5, 6 și așa și mai departe. Că am scăpat din vedere că x este, de unde este x? Din Q. Din Q, da? Când Q trebuia să rezolvăm ecuația. Așadar, ne întoarcem, după ce am tot bătut câmpii în partea asta, ne întoarcem la observația că x aparține la 5 pe 2 încolo, care este esențială, da? Și atunci, în explicitarea modulilor, atenție, în explicitarea modulelor, dacă gândim un x de la 1 încolo, de la 5 pe 2 chiar încolo, am avea modul din 5 pe 2 și plus 1, 5 pe 2 plus nu știu ce, adică orice număr, ar fi totdeauna pozitiv. Și modulul unui număr pozitiv este egal cu numărul respectiv. Deci ecuația asta, după observația făcută că x sunt de la 5 pe 2 la plus infinit, ecuația de mai sus se traduce simplu, chiar așa aplicăm, deci spunem că, iată ce spunem, pentru x aparține lui 5 pe 2 plus infinit, plus infinit, ecuația dată devine. Ecuația dată devine. Ia să vedem ce devine ecuația dată.
Uite așa, ce înseamnă modul din x plus 1? Când te gândești că în loc de x ai acum un număr de la 5 pe 2 încolo. Cu cine e egal modul din x? X plus 1 egal cu x plus 1. Cu x plus 1, sigur că da, e egal cu x plus 1. Și modul din x plus 2 cu cine e egal? X plus 2. X plus 2. Și mai departe. În concluzie, ecuația devine. Ce devine? X plus 1 plus plus al doilea modul, care este x plus 2 x plus 10 așa egal cu 4x minus 10 și echivalent cu a spune 10x 10x plus 55 minus 65 pe 6, dar noi am spus X și din ce zonă trebuie să-i căutăm. Când am plecat în exercițiu, X aparține de unde? De la 5 pe 2 la plus infinit. Da, da, de la 5 pe 2 la plus infinit. Păi dacă am găsit un X, dacă... Nu... Deci ăsta nu aparține, nu aparține la 5 pe 2 la plus infinit. Îmi pare rău de el. Deci, noi căutam niște X de la 5 pe 2 încolo. Nu așa ce am găsit acum. Asta este. Asta este răspunsul, da? Răspunsul corect este X aparține mulțimii divine. Hai să vedem de capitol, să vedem unde a fost exercițiul frumos. Ce, în care, a fost momentul? Da, am muncit atâta, e drept. Dar știi, nu se poate întâmpla. Și tu ai experiența, ai înțeles acum că la matematică nu deodată te trezești cu ideea aceea de la bun început, ci trebuie să muncești, trebuie să luăm ușor, ușor, de la început. Ne strofocăm în stânga, în dreapta. Ai avut o inițiativă cu modulii. Am abordat-o, ne-am dus acolo, dar nu prindeam esențialul. Noi am dat pe X egal cu minus 65 pe 6. Ți amintești, nu? Că l-am egalat acolo. Da, da. Dar n-am înțeles de ce să nu o luăm pe asta. Ne-am dus și am înlocuit pe minus 65 pe 6. Ți amintești, acolo ai totul scris pe căițelul tău. Da, da, da. Ei bine, abia când am locuit și am văzut că în stânga sunt fiind modul, plus modul, plus modul, plus modul, e vorba de un număr pozitiv, membru stâng e un număr pozitiv, deci când am văzut chestia asta, abia atunci am înțeles că trebuie să cerem și un membru drept. Ce bine ar fi fost! Ce bine ar fi fost ca să cerem și de la bun început. Să fi observat noi chestia asta, că e o sumă de moduli. Și atunci ne ducem deodată 4x minus 10 mai mare ca 0, x mai mare decât 5 pe 2, la 5 pe 2 în plus, la plus infinit, modul explicitat și atât a lucrat. Uite, vezi cât a lucrat acum. Da, da, este fenomenal de, interesant și frumos la matematică. Deci nu te afli deodată în posesia ideii cele mai fericite și gata, rezolvi problema. Ci, iată, muncim din greu, tragem, vedem ce și cum, luăm în stânga, în dreapta, până când picăm pe idei. Da, nu deodată. Da. Bine, uite. Acum, următoarea problemă, doar că aici avem astfel de moduri cu temele universitate. Ia să vedem. Modul de x plus 1. Deci modul din x plus 1. Da. Plus modul de x minus 2. Da. Plus modul de x plus 3. Da. Modul de x minus 4. Da. Plus modul de x plus 99. Da. Plus
cursul, da? Egal cu 5.000. Auzi, Darius, noi am mai obișnuit asta. Parcă nu ne vine să ne depărtăm foarte repede de ghesițul anterior? Da. Am vrea să mai zăbăvim un pic, să-l mai desfacem, să vedem ce-o fi gândit autorul. Cum o făcut eleghișițul ăsta? Ar vrea să descoperim, să intrăm în mintea autorului, pur și simplu să-l dezbrăcăm așa, să vedem ce șmecherie are el, că mi-a plăcut eleghișițul foarte tare. Da, cred că autorul a vrut aici să aplicăm caracterul, nu știu dacă a fost același autor, dar de data asta avem 1 minus 2 plus 3 minus 4 și dacă facem 2 minus 2 ar veni minus 1 minus 1 minus 1 minus 1 de la 52. Și cred că după aia la trece în partea dreaptă și ar veni 5.50 și adunăm x și 100 de x egal cu 5.50. Asta aș crede eu. Tu te agăți din nou de ghesițul anterior. Vrei să folosești experiența trecută? Nu? Dar acum în ce mulțime gândim ghesițul ăsta? Te rog să vezi în ce mulțime, că e foarte important. Ai văzut data trecută când m-am dus în Z, m-a dus să băteam câmpii, dar aici o fi în Z, eu cred că în Z. E toată mulțimea numerelor raționale. Câte soluții raționale are, nu? Da, deci e tot în mătina. Deci aparține tot lui Q. Da, aici mai blocat. Eu mă gândeam că în Z mă duceam foarte rapid pe o idee, dar tot în Q, sigur, mai citești încă o dată. Da, Q, deci câte soluții raționale are în deci categoric în Q. Categoric în Q, data. Nu-mi cap pe discuții. Hai să vedem aici ce facem, că suntem într-o situație delicată, spune, dificilă chiar. Aici m-am mai venit o idee. Zim? Dacă ce zic eu, ar fi bine. Deci am o teorie, am cam găsit prova în teorie, fiindcă m-am gândit să aplic tot ce am făcut data trecută, doar că să inversez semnele la 2, la a 2, la a 4-lea și până la a 100. Dar n-am cum să inversez, n-am nicio... adică odată să le iau pozitiv pe x plus 1 și pe urmă să le iau negativ pe x minus 2. Adică dacă le iau negativ, atunci îi schimb semnul minus x plus 2. Ai înțeles tu? Deci nu este o logică care să-ți permită ție să unul să le iei cu pozitiv și pe altul negativ. Ci trebuie să avem o chestiune temeinică, un raționament riguros. Pe mine cum să spun, privirea mi se îndreaptă spre membru drept, de ce 5.000? De ce nu 10 100? De ce nu 2? De ce nu 7? De ce 5.000? Mi se pare că aici este secretul. Are legătură cu 100, pentru că avem 100x. Dacă adunăm numerele de la 1 până la 100, știi cât fac? Păi mă, cred că aici este șmecheria. Faptul că faci 5.000... Deci noi știm așa, că 1 plus 2, 1 plus 2, plus 3, plus puncte, puncte, plus 100, suma primelor numere naturale, este 5.050. Iar aici este un joc foarte tare, suma este 5.000. Nu știu ce va fi, dar în jurul ideea acestea ar trebui să mă mișc. Iată, pentru x egal cu 0, cât ar face? Hai să facem un joc. Pentru x egal cu 0, ce se întâmplă? Pentru x egal cu 0, ar veni
Deci 1 plus... De ce e minus 2? Că modul de minus 2 e 2. De ce minus 4? Stai, mă, e modul, mă. E modul. Și modulul anulează minus. Modulul, da, anulează. Deci e 1 plus 2, da, da, da. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus puncte, puncte plus 100. 10 plus 99 plus 100 egal cu 5.050. 5.050. Asta înseamnă că x egal cu 0 nu este soluție, că nu mă duce la 5.000, nu? Bun, dar și 0 poate să fie un număr rațional. Pot vedea așa, ca 0 supra 1. Da, da, 0 supra 1, 0 supra 2. Da, deci mulțimea numerelor întregi este inclusă în mulțimea numerelor raționale. Da. Acum, vezi ce mi-am în minte. Dacă am să dau lui x valoarea 1 și se va întâmpla ca la 1 să sare peste 5.000, să fie mai puțin decât 5.000, atunci, faptul că 5.000 este cuprins între 5.050 și undeva între numărul acela, înseamnă că aș avea un x între 0 și 1. Deci, uite, în 0 mi-a dat 5.050. Dacă în 1 îmi dă un număr care să fie mai mare decât 5.000, sau, da, mai mare decât 5.000, faptul că de la 5.050 spre un număr dincolo de 5.000 nu pot să trec, să sar peste 5.000, aș găsi, aș avea ideea că e o soluție pe acolo între 0 și 1. Dar da, povestea e destul de ciudată. Sau mai precis, dacă îi dau lui x valoarea minus 1 bunoară, să văd ce se, cum se comportă. Oricum, în 0 am văzut că dă ca răspuns 5.050, nu? Da. Asta e sigur. Da, până una alta. Acum am putea putea face 1. Așa, să dăm valoarea 1, da? Da, x egal cu 1. Ia să vedem. Pentru x egal cu 1. Rezultă că 2 plus 3 plus 3. Da, 2. 2, deci 2 plus... cât? Nu-i 3. Da, dar cu tine, că avem x egal cu 1 și x minus 2, 1 minus 2, veni minus 1, adică 1. Deci 2 plus 1. Plus 1, da. Plus 4. 4. Plus 3. 1 minus 4, minus 3, 3. 3. Plus 6. Plus 6. Hai să mai scrim câțiva ca să înțelegem fenomenul. Deci 2 plus 1 plus 4 plus 3 plus 6. Observăm că 2, 4, 6 și între ei se trecoară următorul de la 3 vine 5. Plus 5. Plus... Așa. Îs două categorii. Nu ce îi pari și ce îi impari. E intercalat între ei. Deci... E tot suma dinainte, mă. Ce interesant, că le putem ordona invers. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 până aici, nu? Dar că acum e inversată. Sigur că da, dar suma este comutativă, nu așa? Da. Deci în 1 va face, iată, face foarte bine, plus cât în final vine 100. Deci vine 100, că e 1 minus 100 face 99 și plus, plus 100, da? Da. Mai țin 100 de bani. Așa, dar adunarea e comutativă. Am vrut să spun, bine. Mai e comutativă, da. Și e doar cu 5.050. Și face tot 5.050. Asta e faină de tot. Ca observații, nu știu, uite că sunt încântat de idee. Că e suma aceeași, da? Și în 0 și în 1. Da. Sunt tare curios să văd în 3 ce se întâmplă. Sau în minus 1. Hai să jucăm în minus 1. Minus 1. X egal
Plus 2, plus 1, minus 1, minus 4, 5, minus 5, 5. Plus, cred că va fi 4. Deci, să iau că am rămas în urmă. Ai spus 0, plus 3, 0, plus 2, plus 5, plus 4, 4, 4, da? Plus 7, 7, da? 3, 5, 7, plus 6, 7. Plus puncte, puncte. Plus puncte, puncte, plus minus 1, plus 98, plus minus 1, minus 100. Deci 98, așa ai spus? 101. Hai să ne urmărim așa. Nu, lipsește 1, nu așa? Lipsește 1. Da, lipsește 1. Deci 1 lipsă. Deci dacă lipsește 1, vom avea... Făleau din 101. 1049. Fii atent ce fac. Vom avea 101 ori 102, pe 2, minus 1. Nu. Lasă-mă ușor, Deci vine 2, lipsește 1. Pun, îl încadrez că lipsește. Plus 2 plus 3 plus 4 sunt ăștia, nu? 2, 3, 4, 5, 6, toți sunt, absolut toți. Sunt consecutivi. Plus 98, mai în față este și 90, după aceea este și un 99. Da. Și plus 100 și plus 101. Nu așa vine? Deci 2, 3, 4, 5, 6, 7, 98, înseamnă că sunt toți, așa vreau să spun. A, da, 98, da, 99. Aici le-am ordonat. Da, le-am așezat în ordinea în care îmi place mie să văd pe toți. Deci 99 plus 100. 100 plus 101. Da, deci plus 101. Bun. Bun. Ei, care-i povestea aici? Va da, ce crezi tu ca sumă? Va da aceea sau va fi modificată în minus 1? Va fi modificată. Cu cât? Păi, dacă avem plus 101 și nu avem 1, va fi modificată cu 100, nu? Așa. Ca să ne convingem și mai bine și să convingem pe toți vizitatorii noștri, ne întoarcem la ecuația de mai sus și în fața lui x plus 99 avem pe x minus 98, nu? Vreau să spun că aș vrea să scriu în ecuația dată inițial aceea, modul din x plus 1 plus modul din x minus 2 plus modul din x plus 3 plus modul din x minus 4 plus și mai departe, plus modul din x minus 98, plus modul din x plus 99, minus, plus modul din x minus 100. Așa ar veni? Adică, în fața lui x plus 99, l-am pus pe x minus 98. E bine. Da. Și în fața lui, dacă ar fi, ar fi x plus 97. Da? X plus 97. Uite cum am scris eu pe tablă. Da. O, 97. E bine. Acum să ne convingem că locuim pe X cu 1, pardon, cu minus 1, se întâmplă. Ultimul va fi 101. Da. Cel din față, adică X plus 99, va fi 98. O, 98. Da. Celălalt din față... da? Da. Bun. Acum cel din fața lui X minus 98 va fi 96. Nu este 100. 100 lipsește. Deci după 99, lipsește 100. Lipsește 100, da. Corect. Da. Atunci, asta mă face să înțeleg că 101 ăsta care e ultimul, a,
Ba da, tot la fel, că 101 îl poți zice ca 100 plus 1. 101 ca 100, dar lipsește 100 și lipsește 8 și 100 plus 1 e ca 100. Perfect, asta vreau să spun. În final... Mi-a 5050. Deci suma este tot 5050, ca să nu mai pierdem timpul. Asta vreau să zic ție, că tot 5050 obținem și la suma asta. Da. Ar fi interesant să încercăm și pentru x egal cu 2, să vedem ce se întâmplă. Da. Pentru x egal cu 2, obținem. X egal cu 2. Da. Rezultă că... Deci plus 7. Că e 6 sau 7? Că a fost că ne-ai locuit pe x cu cât? Cu 2. 2 minus 4 a făcut 2. 2 plus 5 7. 7, da? Că urmărim așa. 3, 5, 7. Iar aici 1, 2. Cred că vine... 1, 2 și după aia va fi 3. 3, așa. 1, 2, 3. Deci se repetă 3. Vrei să scrii mai mulți termeni acolo ca să ne convinge și mai bine? Da. Hai să zicem. Ar veni 9 plus 4. Deci ar veni așa. X minus 4. Pe urmă X plus 5. X plus 5, plus X minus 6, plus X plus 7, plus X minus 8. Bun. Și acum, cum am locuit pe X cu 2, 2 minus 4 face minus 2, modul din minus 2, 2. 2 și cu 5 fac 7. 2 minus 6 fac 4. Vezi? 4. Da. Așa. Pe urmă, 2 și cu 7 face? 9. Deci plus 9. 2 minus 8 face 6. Plus 6. Deci uite că apar și astea apar. 2, 4, 6. Vezi? Da. Pe urmă, 1. 1, 3. Până... Așa, după 9 o să fie 11 aici. 11. 11 și după 8. 8. Dacă ne urmărim numai până aici, avem 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8. Așa, plus 9. Da. Urma fi 10. Deci sunt toți. Deci sunt toți termenii consecutivi, numai că sunt șirurile acelea așezate altcumva. Da. Din 2 în 2, sunt din 2 în 2, dar sunt prezente, să spunem, în momentul de față, da? Da. Și ca sumă, cât crezi că va da? Păi, dacă sunt prezenți toți, o să fie tot. Deci tot atâta. Ca să ne convingem, hai să spunem și ultimii termeni. Deci vine... Adică 100 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7. Deci mai întâi ultimul este... 2 plus 99 care e 101 și după 101 și 2 minus 98. Plus 98, nu? Da. În față ar să fie 99 plus... Da, 49. Plus 100. Și 100. Cum e 101 plus 98? 101... Da. Nu 101, da, 101 plus 98. Sunt la distanță de cât aici? De
3 în fața lui 98 ar să fie, deci la scădere obținem, și ar să fie 96. Trebuie să punem perechea din față 96 și respectiv 99. Da, în fața lui 101 trebuie să fie 96. Da, ar veni 2 minus 97. Bine, nu? Așa. Și în fața lui, unde am adunat, e 99. 99. Cred că iarăși obținem aceeași sumă de mai înainte. Da, obținem aceeași sumă. Cu observația că acum avem suma de la 1 începând toată, dar s-a transformat că avem și 101 ăsta. Deci mă duce 100, simplu 100 nu există. Deci 100 nu există, dar avem 101. 101. Deci în locul 100 avem 101, da? Asta ar fi da, observația. Cred că o să fie 551. Așa, așa, așa simt că asta s-a făcut. S-a făcut translația asta, a crescut 100, în locul 100 apare 101. Deci la minus 2 o să fie tot 5.51. Cam așa, cam așa încerc să văd că balansează, nu? Deci dacă o să creștem cu una, o să ne dea la sumă una. Da. Observația ar fi că nu sunt șanse să mă duc spre 5.000 cu numerele întregi. Atenție! Da. Cu numerele întregi, dar cu numerele fracționare trebuie să analizăm mai atent. Deci, noi... Cred că unul trebuie să fie mai aproape de 0 decât de 1. X-ul acela, vezi când am dat X egal cu 0, tot n-am dat la 5.000. La 5.050. Și cu 0. În concluzie, nu cred că e aproape de zero numărul rațional. Mă îndrept spre ideea aceea care ai spus-o tu, faptul că nu, adică așa anticipez, simt că va fi din nou o variantă de cea să nu am soluție. Să nu am soluție. Deci să nu există soluție. Dacă la 0 îmi dă 5.050 și la 1 îmi dă 5.050, la minus 0 5.050, atunci n-am de soluție, pentru că nu mai am unde să te ducă. Da, dar în spațiul între 0 și 1, sau între 0 și minus 1, sunt multe fracții, o infinitate. Și întrebarea este dacă nu cumva există un X acolo care să facă serviciu acela bun, adică să fie fracția... Să dau peste valoarea de 5.000. Asta ar fi o problemă care mă frământă acum. Da. Ai înțeles tu ce vreau eu? Adică aș vrea să încercăm pe X egal cu 1 pe 2. Haide, ca idee. Cam voi să încerc, da? Pentru X egal cu 1 pe 2. X egal cu 1 pe 2. Da, să vedem ce se întâmplă. X egal cu 1 pe 2. Exact, 3 pe 2 plus 1 pe 2 2 ar veni 1 minus 4 3. Tot 3 pe 2. Deci 1 minus 4 tot 3 pe 2 ar face, da. Plus 1 pe 2 plus 3 ar veni 7 plus 1 7 pe 2 7 pe 2 plus 1 pe 2 minus 4 minus 8 minus 7 și cumpărătura veni 7 pe 2. Plus 7 pe 2, da. Plus 7 pe 2 plus aplicăm cu 2 198 pe 2. Deci 199 supra 2. Cu 2, 1 minus 200 minus 199 și 199 și egal mai departe cu 3 pe 2 plus 3 pe 2 face 3. 3 pe 2 egal cu 3.
3 plus 7 plus 7 plus 8. Ia să vedem cât face suma asta. Primul plus ultimul, că sunt disciplinați, din 4 în 4. Plus 199 plus 3. Oricât sunt ei și sunt 100. Da, sunt 100 din, sunt 100 din moduli acolo, nu? Nu încape discuții, nu mai ne pierdem timpul. Ah, da, 100 de moduli. Da? Supra 2. Da. Deci 202 ori 50. Da. 10.100. Și iată, e mult mai mare decât, decât cine? Decât 5.000, nu? Care e mai mare decât 5.000. Deci, practic, a luat o valoare intermediară și a luat chiar mijlocul. Așa. Îți simt din ce în ce mai mult că e vorba de aceeași rezultat, că nu ar avea nicio soluție. Da? Deci nu ar avea nicio soluție. Dar încă n-am argument foarte puternic. Vreau să insist și să spun așa. Că x plus 1 în modul, hai să mă duc acum pe un alt culoar mai tare. X plus 1 în modul. Da, nu, x plus 1. X plus 1 am scris deoparte acolo, vezi tu. În modul. Este mai mare egal decât 1, orice x aș pune eu aici. Orice x din Q. Da, deci mai mare egal decât 1. Că dacă... Păi dacă e vorba de modul... Asta e. Deci x plus 1 în modul e mai mare egal decât 1. Bine? Da. Dedesubt. Modul din x minus 2... Aici e poveste, mă, da, aici așa mă încurcă pe mine greșitul, dar trebuie să mă descurc. Oare e mai mare egal decât 2 tot timpul? Aici e povestea. Eu să vedem mai mare egal decât cine ar fi. Dacă x ar fi 1, 1 minus 2, e mai mare egal tot decât 1. Dar dacă x-ul e 2, 2 minus 2, cât face? 2, atunci e mai mare și egal decât 0. Așa. Băi, am bătaie de calmăt. Hai să fac altceva. Oricum, x plus 1 e mai mare egal decât 1, indiferent ce, da. Ce x pune acolo, da? Da. Bun. Dar... așa, orice x din Q aș pune e mai mare egal decât 1. S-a dus pe primul plus ultimul. Să încerc o manevră de asta, oare? Hai să fac așa. Eu zic că x plus 1, da. Modul din x plus 1, plus modul din x minus 100, e mai mare egal totdeauna decât 50. E mai mare strict decât 50.
Ia să vedem dacă am dreptate. Dacă pun 100... Dacă X ar veni 100, 1 cu 0, mai mare și 9 cu 50 sau... Dacă X egal cu 50, 50 cu 50 sau... Dacă minus 50 cu 50 sau... Dacă nu are și 50 cu 50. Deci, ia, dacă stăm în picioare, hai să vedem foarte tare, că acum suntem în momentul în care prindem egheșițul. Să știi că îl prindem, sigur îl prindem. Eu zic că e mai mare nu numai decât 50, ci mai mare decât 100. Asta vreau să spun. E mai mare decât 100. Dacă demonstrăm asta, indiferent ce x, vom pune noi din Q. Orice x din Q. Hai să punem o dată pe x egal cu 0. E mai mare strict chiar. Da. E 101. Dacă ar fi... 100. Dacă ar fi 100, tot. Le dă aceeași rezultat. 100, 0, 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 pot să demonstrez tot tipul că x plus 1 plus x minus 100 e mai mare decât 100. O să muncim pentru chestia asta. Orice x aș pune eu. Oricare ar fi x-ul pe care l-aș înlocui din Q. Tot tipul e mai mare decât 100. Da. Dedesubt. Hai să vedem dacă x minus 2